Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Dying Light 2. Oameni buni, te pare că ne-am întâlnit, ei bine, am încercat să facem rost de codurile pentru acele arme de foc. Știți voi, cam ăsta este tot șpilul, deci ne-am întors noi puțin așa în Dying Light 2, e să vedem acele arme de foc, să vedem cât de puternice sunt comparativ cu armele normale. Și pe lângă asta, am văzut că m-ați tot înnebunit voi să fac nu știu ce secundară pentru acei doi oameni de știință din primul joc, Tolga și nu mai știu cum îl cheamă pe celălalt. Mă, o să mă interesez de quest-ul ăla și probabil să-l facem după ce terminăm toată nebunia asta cu armele de foc. Și ce vă rog, oameni buni, ca de obicei, micuț dacă acolo și-ar fi super drăguț din partea voastră și hai să vedem noi ce facem noi dacă reușim sau nu să terminăm quest-ul ăsta, că bă, ne-a luat ceva, adică ne chinim de vreo oră, o oră și un pic să-l facem. Ok, că trebuie să-l căutăm pe prietenașul nostru. Păi, dar unde ar putea fi ăsta nostru? Nu cred că e înăuntru. Înăuntru e periculos dacă e înăuntru. Am auzit eu niște prietenași pe acolo și de-aia nu cred eu că e chiar acolo, zic eu. Nu e acolo, nu e acolo. Hai să ne uităm în altă parte. Vedem prin altă parte. Unde ar putea fi în altă parte? Și am văzut că nu v-au plăcut armele mele, v-ați luat puțin de mine așa. Mamă, ce costă? Dă-mă încolo pe asta că nu mă interesează. Bandit escaped. Dă-mi încolo, mă. Dă-mi cu lopățica asta în băieții mei. Și unde ar trebui, mă, să-l găsim pe ăsta? Da, prin casele astea pe aici sau ce naiba? Scuzați-mi tușitul fabulos, dar încă nu am scăpat de el, din păcate. Ce să-l caut pe G ăsta meu, dar... Doi da acum de el. Cred că acolo unde-s... Pare să fie pe partea asta altă. Nu. Nu e în partea altă, e prea departe. Mă, mi să nu fie în clădirea aia de acolo, că dacă e în clădirea aia de acolo e nasol rău de tot. Ia stai așa să vedem aici. Nu pare să-mi arate ceva. Plus că nu cred că te-ar trimite aici pe timp de zi, adică simt serios. Oh, uite, investigation acolo, yeah, stai așa. Acum am văzut chestia aia. Eu prost, scuzați-mă. That's Jay's. Păi bun. Oh, stai un pic, am un pin pe hartă. Așa. Tot mi-l dă. Mă, nu cred că e în clădirea asta, fără mișto. Vreau să că petele de sânge vin de undeva sau ceva de genul. Dar nu spete de sânge lăsate pe undeva ca să zici că îl poți depista. Da, nu cred că e pe aici. Hai să ne uităm pe clădire, poate pe clădire e ceva ce mie îmi scapă. Mă, că stai așa că trebuie să încerc să văd cum îmi dau seama să mă sui pe clădire. A, de pe aici, cumva. Aici? Nu, n-are, nu e aici, aici deja e safe zone. Mă, dar sunt confuz rău de tot. Iar acolo în ăla nu m-aș urca, că, adică în clădirea aia n-aș intra, că e teroare. A, aici! Hai că s-a schimbat obiectivul. Scuzați-mă dacă n-am văzut din prima, dar totuși. Jay is safe. Deci ăsta-i Tuckhead. I propose an exchange. His life for the codes. His liberty for the decoder. You didn't know there was a decoder? Nu. Neither did Jay. Ah, ok. What, you want me to get you the guns too? After little consideration, I must refuse your kind offer. Aș vrea să-l omor acum. I'll give them away.
to people who need them. People. Look at us. Rootless. Transient. Flotsam, floating among the nations. A part of none of them. Do you not yearn for home? Not sure I ever had a home. Aia mai zic, cred că are asta casă. Denied his need so long, he doesn't even feel his loss. I'm gonna build my people a home. And I'm gonna build it with firearms. Aia, unde e Jay? Enough of this. Where's Jay? Stand by to kill the spy. Ce? His life for the codes. His liberty for the Dakota. Take the offer. You know you're going to. You sure about that? Sure, I'm sure. Because you want the guns, too. All right. Where's the decoder? At a GRE facility, of course. Now, the codes. Hand them over. A pleasure doing business with you. Hai, tu liniște că te tăiem. Mamă, știu să mă duc la Odessa. Dar nu trebuie să mă duc, da, trebuie să mă duc noaptea, deci stai așa, a, e fix asta de aici? Nu, e alta. E asta de aici, dar avem noi safe point undeva pe aici sus. Doar un safe point aici, adică uite ăla de acolo. Hai să ne băgăm acolo. Și de acolo o să plecăm noi noaptea, mamă. Să ieșim noaptea, bro. Asta da întorsătură de situație. Dar era de așteptat, sincer să fiu. Era de așteptat rău de tot. Ia stai așa. Trebuie să mă asigur că îi las OBS-ului îndeajuns resurse să noi la vale. N-are eu saltea și pe aici, mă, să mă culc eu? Nu pot să cred. Mamă, n-avem nicio saltea pe aici și avem undeva pe drumul ăla. Uite că avem o casă. Dar nu știu dacă o am deblocată? Nu cred că am deblocată. Ba, o am. Doată ce am ăsta aici. Da, hai să mă duc acolo. Bă, într-un fel bine că am urcat până aici, că acum avem glider-ul mai practic până... până la următorul punct înalt. Nervează totuși că au nerfat foarte tare grappling-ul cu ăla, că era foarte mișto să te sui de jer pe clădiri. A, bine, era și foarte simplu, n-am să vă mint. Era un pic cam prea ușor. A, și casa e acolo sus, fac noapte și după aia mă duc direct în GRE-ul ăsta și e mult mai simplu. Adică să mergem ca proștii pe timp de zi, cum am mai făcut noi acum două dăți, parcă, nu? Mai ți-mi minte când am avut, parcă, video trecut sau celălalt. Așa, stai să mă sui aici. Avem, avem ceva zipliner să ducă sus? N-avem. S-au șocat băieți. A, avem aici liftul, nice. Mă, lasă, bă, dar aterizează odată. Mă, sfinte. Nu voia al meu să aterizeze. Legit. Ok, somn. Somn. Ca să rezolvăm mai situații. E o nebunie cum jocuri de genul ăsta așa foarte încărcate de chestii pe ecran, sau bine, ce obțin de detalii, îmi nenorocesc și sistemul cu două PC-uri. E, aici e o chestie lobbyist, probabil, pe care trebuie să o elucidez eu, de fapt, să văd care este situația, că ceva nu e în regulă, că nu făcea așa până acum. De-aia zic, ceva nu este în reguli. Ori cred că ești de la update la placa video. E o posibilitate că... folosim placa video la encoding, probabil mai face și figuri de-astea. Deci dacă nu mă la jocul ăsta face, la altele nu face așa. E de fapt, cred că și la fac. Trebuie să nu mă țin minte. Luăm și noi așa, semi-stealth.
Bă, da, unde coborâm? Mamă! Stai așa. Dacă am intrat aici, nu se mai poate altfel, nu? Am venit, am luat. Am plecat. Dar cum ne ducem noi mai jos? Ah, pe aici. Gata, mă, uite aici. Ah, va trebui cred că să-i... Ah, nu. Pentru că cred că va trebui să-i rezolv pe băieți. Aia zic, cred că trebuie să fie vreun drum pe aici. Hai mult. A, nu cred că ăsta era drum. Bine, sunt resurse, nu pot să le ignor. A, cred că o să-i trezesc pe ăștia acum. Ai, cutia aia de noapte aici. Gata, s-a luat decoder-ul. Ajutor? M-am blocat, legit. Hai un pic, mă costă asta. Bă, lelei. A, stai că nu pe aici era ieșirea. Unde-i liftul vieții, mă? Pe aici, parcă. Așa mă, că pe aici trebuie să o luăm. Dar am cum să mă sui pe aici? Am cum. Mă panicasem puțin, credeam că nu știam cum să ies pe aici. Legit. A, deci nu vreți să știți cât de urât merge în OBS, dar din cauza că nu mi-arată că sunt frame drop-uri sau ceva, nu mă panichez prea tare. Dar legit în OBS se mișcă aproape poze uneori. Insane. Deci din cauza că am preview setup high quality. Cine știe. Cine știe. Deci dacă nu mă la jocul ăsta face ca toată alea, nu știu de ce. Cum am zis, cred că din cauza că am făcut update la placa video. 230 de metri încolo. De pe aici. Mamă-s de aia de noapte. Deci azi voi că noaptea, că e mult mai turbat acum, trebuie să avem grijă. Pleacă turbăciunea maximă. Up. Nice. A, ah, fix aici trebuie să venim, mă. Mamă. I have the decoder. Where's Jay? For the purposes of our trade, this remote detonator is Jay. Ah. A man's entire life reduced to a simple handheld device and a digital timer. Give me the decoder,
I give you the detonator. I'm struggling to trust you here. Sincer. There. Let's ask a friend for advice. Put him on. Aiden, give him the decoder. Jay? What? Why? It's over. Give it to him. You sure? Do it. See? All right, here. Just give me the detonator. Of course. This may sting. Don't overreact. The fuck? The button is pushed and can't be unpushed. You'll have to disconnect the charges. Oh, fuck. Goodbye, Pilgrim. Normal că nu putea fi atât de simplu. Am aterizez o dată. Mă, ce? Și doar le așa, le dezamorsăm. You know you're getting old when assholes start getting the drop on you. We let Tackhead get away. Sincer. We can catch him. He has the codes and the decoder. And I don't know where he's gone. I do. You put a tracker beacon on him? If he's within 300 or 400 meters, you can catch him. Take the beacon tracker and go. Bine, mă, gata, mergem. E clar, asta e ultima parte a misiunii, odată ce e așa, nu știu, e mai simte puțin urgența. Mama, dar fix noaptea am lăsat și noi, în loc să dăm și noi ca tot omul pe timp de zi și nu știu ce. Să sară dracii din noi. Gata, vă zic. Oi, oi, oi. Legit, parcă noaptea nu mai e atât de distractivă cum era înainte. Bine, ce de tân jocul ăsta, noaptea era foarte ușoară, în mare. Când aveai multe probleme pe cap. Mamă, legit. Mamă, nu mai sunt geizere, dă-le-a, mă. Erau practice. A, păi și eu cum o sui pe aici? Gata. Trecu noi așa puțin prin... prin ograda oamenilor. Da, cred că o să trebuie să dau o setare de la OBS puțin mai slabă. Că... ori să încerc să dau rollback la update, I don't know. Au? Măcar nu știu niște ce ori nenorociri pe, pe aici. Am auzit. Am auzit, clar. E clară treaba. Cum se lasă cu bătaie? The codes and the decoder have led us right to the guns. Kill him. Oh. What the fuck? Oh,
Mamă, cât damage a dat aia. Ce tu mă păhași? Da, 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 că de pa. Bă, ăsta zice singur. Nice. A, și cu ăsta cred că se umple bara aia când ne apropiem mai tare. Sau ceva de genul ăsta, nu? Jay, you there? I got the decoder. It's a proximity detector. It should take you straight to the guns. Am o dreptate, deci e un proximity de la... A, dar mai avem... 30 de metri. Păi și nu pot să trec pe aici, fii atent. Mamă, trebuie să o dăm pe aici. This must be the guns. Parcă vezi că e altă nebunie. Ia să vedem armele vieții. Cam a nebunit deja cu ele. Finally, a reason to thank the GRE. There's not many of those. We have to work out who we give these guns to and when. Let's start with you. Take one. Super. Atât? Bro, vreau și un AR ceva nebunie. Ce bășcălie asta așa? You need an ammo refill, Aiden. Come to me. But be careful. As soon as they see you with that pistol, they're all gonna want one. Așa să avem grijă acum cu... ne fluturăm cu arma. Later, ia. Yeah. Aiden. Aiden, wake up! Ce vrei, mă? Te ajut, puile. Jay, what's going on? Job for you. What is it this time? Villador is a city of secrets, Aiden. Even I don't know what's out there waiting to be found. Hey, I'm going to get we're going to find those secrets is with intel. You, my friend, are going to help me build my network. All right, Jay. I'm on my way. Mare network, mă. Jay the Watcher. Ok, și ăsta are tot fel de... A, și ăsta îți dă tot fel de misiuni să-ți upgradezi totul cu niște arme turbate, bă, că... Mamă, dirty job challenge. Mamă, stai așa că vreau să văd pistolul, bro, că de-aia de ne închinii noi aici, o să avem the pistol. Stai așa că, bă, că mai bate, își bate joc de mine, că tușeam și el cu mine. Show me the gun. Mamă, cu control, frate. Taca, paca. Crazy. Crazy rău. Ascuns arma că s-a apropiat de oameni. Mamă. Crezi cât de potent e împotriva unui d-ăsta? N-am foarte multe gloanțe. Ei, relativ destul de potent. Nu e extrem de potent. Dar nici nașpa. Okay.
Mamă, din prima. Oh, încep să ai și ammo. Deci mai nu pică și ammo. Scuzați-mă. Dar măcar nu mai știu de unde luta aia, sunt de aici, parcă. Bă, șmecherie acum că avem arme de foc. Să fie interesant. Bine, mă gândesc ce alte arme mai sunt și ce poți să găsești. Dar da, cred că o să mai explorăm și o să facem și alte misiuni data viitoare, oameni buni, așa că dacă vă interesează să vedeți mai mult content cu Dying Light 2, știți foarte bine și să lăsați like, subscribe și comment și ne auzim data viitoare. Hai, pa, pa!